Bună ziua, dragii mei! Astăzi recapitulăm unitățile de măsură. Să facem cunoștință cu Andrei. Bună, Andrei! El vrea să facă un proiect legat de sala de clasă. Pentru aceasta are nevoie să măsoare dimensiunile sălii de clasă. Podeaua sălii de clasă este un dreptunghi cu lungimea de 108 decimetri și lățimea de 0,052 hectometri. Să transformăm aceste două dimensiuni în metri. Să vedem cum procedăm. Deci lungimea egal cu 108 decimetri. De la decimetri vrem să ajungem la metri, deci înseamnă că urcăm pe scară cu o treaptă, asta înseamnă că împărțim la 10 și obținem 108 împărțit cu 10 ne dă 10,8 metri. Lățimea este egală cu 0,052 hectometri, egal cu, de la hectometri vrem să ajungem la metri, deci înseamnă că coborâm pe scară cu două trepte. Adică înmulțim pentru fiecare treaptă cu 10, deci înmulțim cu 100. La înmulțirea cu 100 mutăm virgula de la stânga la dreapta peste două zecimale și obținem 5,2 metri. Podeaua sălii de clasă, deci este un dreptunghi de dimensiunile văzute înainte. Care este lungimea plintei care ar veni montată pe marginea parchetului? Deci trebuie să calculăm, de fapt, perimetrul sălii de clasă. Ne aducem aminte faptul că perimetrul unui dreptunghi este egal cu de două ori lungimea plus lățimea. Deci, perimetrul, adică lungimea plintei care vine montată, va fi egală cu 2 pe lângă lungime plus lățime, deci egal cu 2 pe lângă. Observăm că avem cele două dimensiuni în metri, în aceeași unitate de măsură. Deci le putem aduna în această formă. Și va fi egal cu 2 ori 10,8 plus 5,2 ne dă 16 și 2 ori 16 egal cu 32 de metri. Deci lungimea plintei este de 32 de metri. Să calculăm area suprafeței podelei. Știm că podeaua este un dreptunghi, iar area unui dreptunghi este egală cu lungimea ori lățimea. În cazul nostru, deci area va fi egal cu lungimea ori lățime, egal cu 108 decimetri, ni se dau, ori 52 de decimetri, avem aceeași unitate de măsură, deci putem să efectuăm înmulțirea și va fi egal cu 5616 decimetri pătrați. Dar observăm faptul că ni se cere să facem calculul în metri pătrați. De la decimetri pătrați la metri pătrați înseamnă că pe scară practic trebuie să urcăm, dacă ne-am închipuit aceasta că este o scară, sau dacă mergem de la stânga la dreapta, deci înseamnă că vom face o operație de împărțire pentru fiecare treaptă cu 10 la puterea a doua, adică cu 100. Dacă am merge de la dreapta la stânga, deci practic pe scară am coborât, atunci pentru fiecare treaptă coborâtă am înmulțit cu 10 la puterea a doua, adică cu 100. Deci, în cazul nostru, 5616 decimetri pătrați, transformați metri pătrați, împărțim la 100. Deci, mutăm virgula de la dreapta spre stânga peste două cifre și obținem 56,16 metri pătrați. Andrei se gândește să pună parchet în toată sala de clasă. O bucată de parchet, de formă dreptunghiulară,
are dimensiunile de 1,2 metri pe 20 de centimetri. Câte bucăți de parchet trebuie cumpărate dacă la montarea lui sunt pierderi de 5% din material? Știm că aria suprafeței sălii de clasă a podelei este de 56,16 metri pătrați și să notăm cu A indice P aria unei bucăți de parchet. Observăm că avem la bucata de parchet dimensiuni, două dimensiuni, dar date în unități diferite de măsură. Deci haideți întâi să scriem 20 de centimetri transformat în metri. Deci trebuie să împărțim la 100 și ne va da 0,2 metri. Și atunci aria unei bucăți de parchet va fi egală cu 1,2 metri ori 0,2 metri, egal cu 12 ori 2 e 24 cu 20 mai scris, înseamnă 0,24 metri pătrați. Să vedem de câte bucăți de parchet avem nevoie, fără pierderile de material. Pentru aceasta facem 56,16 metri pătrați împărțit la 0,24 metri pătrați, deci aria întregii suprafețe a sălii de clasă împărțit la aria unei bucăți de parchet. Observăm că împărțitorul are două zecimale. Înmulțim cu 100 pentru a deveni număr natural și pentru a nu modifica rezultatul, înmulțim și de împărțitul cu 100 și obținem 5616 împărțit la 24 egal cu, făcând împărțirea, 234 de bucăți de parchet. Dar mi s-a spus că avem o pierdere de 5% din materialul necesar și atunci 5% înmulțit cu 234 egal cu 5 supra 100 ori 234. 5 ori 234 ne dă 1170 supra 100. Făcând împărțirea, obținem 11,7 bucăți de material, adică 12 bucăți de parchet. Aceasta fiind pierderea, și atunci 234 plus cele 12 bucăți care le trecem la pierdere egal cu 246 bucăți de parchet. Sala de clasă are dimensiunile pe care le cunoaștem. Să calculăm volumul sălii de clasă știind că înălțimea este de 36 de decimetri. Sala de clasă deci are forma unui paralelipiped dreptunghic. Volumul paralelipipedului dreptunghic este lungime ori lățime ori înălțime. Să vedem soluția acestei cerințe. Deci egal, volumul egal cu lungime ori lățime ori înălțime. Observăm că avem cele trei dimensiuni scrise în aceeași unitate de măsură, deci 108 decimetri înmulțit cu 52 de decimetri și înmulțit cu 36 de decimetri egal cu 108 ori 52 ori 36 în final dă 202.176 decimetri cubi, da? Pentru că decimetru ori decimetru ori decimetru e decimetru la puterea a treia. Dar cerința este să calculăm volumul în metri cubi. De la decimetri la metri cubi înseamnă că ne ducem de la stânga la dreapta, peste o treaptă, de fapt, dacă ne gândim că ar fi scară, și atunci înseamnă că trebuie să împărțim
la 10 la puterea a 3-a, adică împărțim la 1000 pentru fiecare treaptă. Deci 202.176 împărțit la 1000 înseamnă că trebuie să ne apară 3 decimale și obținem 202.176 metri cubi. Vă propunem spre rezolvare și următoarea problemă. Dacă sala de clasă are și 3 ferestre, o ușă și 2 table, de dimensiunile date aici, oare de ce cantitate de lavabil este nevoie pentru a zugrăvi întreaga sală de clasă? Dacă clasa a 6-a are 25 de elevi, câți metri cub de aer îi revine fiecărui elev? Vă dorim succes în rezolvarea problemei! Vă mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!